Recordul de infectări de astăzi depășește imaginația guvernului. 1356 de noi cazuri. Acum două săptămâni, pentru a justifica prelungirea stării de alertă, se estima că la jumătatea lunii august vom avea zilnic între 1200 și 1400 de infectări zilnic. Se fac mai multe teste, e adevărat, dar alte două cifre dramatice ale zilei dau măsura situației grave în care ne aflăm. 35 de morți și 402 internați la terapie intensivă. Am ajuns pe locul 2 în Uniunea Europeană la numărul de bolnavi în stare gravă. 1356 de români au fost diagnosticați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore, record absolut al pandemiei. Înregistrăm astfel a noua zi la rând cu peste 1000 de noi îmbolnăviri. De miercurea trecută și până acum, peste 10.000 de oameni au aflat că s-au infectat cu noul coronavirus, 20% din totalul cazurilor diagnosticate în țara noastră în 5 luni. Lucrăm la capacitate maximă, în mod dinamic facem alte locuri, externăm pacienți, se ocupă imediat și lucrurile merg precum bulbile de zăpadă. Numărul de cazuri, într-adevăr, este la un nivel maxim astăzi și poate să mai și crească în următoarea perioadă. Acum două săptămâni, autoritățile estimau că am putea avea între 1200 și 1600 de cazuri noi în fiecare zi, la mijlocul lunii august. Previziunea dramatică apărea în nota de fundamentare prin care guvernul prelungea starea de alertă. În condițiile în care nu s-ar implica nimeni și am avea un vid legislativ, putem ajunge și la această situație. Timp de trei săptămâni, medicii nu au avut pârghii legale să izoleze și interneze bolnavii. În condițiile în care nu s-ar adopta legea, este clar că riscul de creșterea numărului de infectări există. Numai că cel mai sumbru scenariu a devenit realitate cu două săptămâni mai devreme. În august se vor întoarce acasă și o parte din românii care muncesc în străinătate, iar alți oameni vor pleca în concediu. Transmiterea comunitară va fi scăpată de sub control. Sunt două săptămâni grele, după cum menționam, în care vom avea o creștere progresivă a numărului de cazuri. Dacă le gestionăm, nu doar noi, guvernul, și populația și agenții economici. Putem vorbi peste 2-3 săptămâni de o aplatizare și de o scădere a numărului de cazuri. În starea de urgență, în vârful primei cocoașe, în România erau în medie 320-360 de cazuri zilnic. La începutul lunii mai, cifrele au scăzut. Aveam 200-300 de cazuri pe zi. Au continuat să scadă până la sfârșitul lunii, pentru ca la finalul lui iulie să depășim 1000 de cazuri. Nu doar infectările au atins apogeul, avem cei mai mulți internați la terapie intensivă, 402 pacienți în stare gravă, adică sunt ocupate jumătate din paturile rezervate bolnavilor COVID. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de morți la 100.000 de locuitori. 35 de români au murit în ultimele 24 de ore. Situația sanitară gravă a devenit însă armă politică în războiul dintre Klaus Iohannis, guvern și PSD. PSD-ul, nemulțumit de reușitele guvernului PNL, a vrut să creeze o criză sanitară pentru a avea motiv să critique guvernul. După ce i-am criticat aseară, PSD-ul a fost foarte nervos și m-a acuzat că eu caut vinovați. Nu, stimați PSD-iști, nu caut vinovați, îi cunosc. Și arăt cu degetul. Și o să-i arăt și astăzi cu degetul. Domnul Iohannis minte așa cum a făcut și ieri. După ce guvernul lui a pierdut controlul pandemiei, acum Iohannis a pierdut și controlul rațiunii. Să fie clar, vinovat este Iohannis și guvernul PNL. Guvernul PNL a scăpat situația de sub control cu pandemia. Acest guvern incompetent și criminal este de vină pentru această criză fără precedent. PSD va depune cel mai probabil pe 14 august o moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban. Pandemia merge mai departe.